În turul al doilea al turnului, Challenger de la Iași dotat cu 100.000 de dolari premii, tânărul nostru jucător Nicolas David Ionel, 18 ani, locul 516 ATP, a fost învins greu cu 2 la 6, 6 la 3, 6 la 4 de bulgarul Dimitar Kuzmanov, locul 238 ATP. Selecționatul României se menține pe locul 18 în clasamentul mondial al echipelor naționale de rugby, dat publicității de Federația Internațională. Ierarhia este dominată în continuare de Africa de Sud.